Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Tonia și, ca de obicei, vă invit la o etalare generală prin care v-aș ruga să luați numai cu ce rezonați din această etalare. Fiind o etalare generală, nu putem rezona toți. Deja cunoașteți energiile cărților. Cărțile vă ghidează, dar nu vă prescrie viața sau destinul, sau vă spune ceea ce trebuie să faceți. Deci, haideți să începem să vedem ce mesaje au cei din Zodia Capricorn pentru luna mai de la Înger, ce ne ghidează Îngerii. S-a întors o carte, deci a cerut să fie extrasă, a doua carte. Deci la Capricorn observ că se reîntorc cărțile, deci nu că se reîntorc. Avem cifra 3, 8, 1 și 22. Iar la baza pachetului regăsim controlul. Nu mai controla o anumită situație, nu mai controla un anumit lucru. Încetează să mai controlezi totul. În felul acesta îți poți recupera energia. Viața pentru a merge mai departe. Mi-apare și cifra 2, probabil că aveți o dualitate într-o anumită situație. Primul mesaj de la Înger ne vorbește dualitatea. Deci ca să vedeți. Urmează-ți dorința de unitate și depăsește-ți conflictul interior. Dragii mei capricorni, voi aveți în luna mai o dualitate, ori faptul că aveți un conflict mental între minte și suflet și unele lucruri vă dau cu virgulă, dar cartea respectivă ne vorbește despre a fi într-o creștere, de a trece peste o anumită situație, de a evolua înainte și de a diminua această dualitate, de a face pace între suflet și minte în acest cordon energetic. Încercați să faceți pace în sufletul vostru, în mintea voastră. Al doilea mesaj ne vorbește despre perseverență. Găsește-ți curajul de a fi tu însuți, de a trăi alegerile. Vei fi răsplătită. Deci, din nou, se leagă aceste două cărți. De a-ți găsi curajul de a fi tu însuți, să nu mai fi dual, să știi ce vrei de la viață. Probabil că astăzi spui un anumit lucru, iar peste o jumătate de oră sau peste un scurt timp vrei altceva, nu mai vreau lucrul ăsta, vreau altceva. Încearcă să fii tu însuți, de a trăi alegerile, de a aduce abundență pentru tine, pentru că dacă tu te sucești, ești o persoană care se sucește în această dualitate, nu poți atrage energii bune către tine. Încearcă să fii tu însuți, de a trăi alegerile și vei fi răsplătită. Nu juca această dualitate. A treia carte ne vorbește despre animalul totem. Tot ceea ce există în natură, în lumea animală, este în tine. Deci, dragul meu Capricorn, după cum știți și după cum cunoașteți tarotul, cartea Arcana Majoră 15, Diavolul, aparține Zodiei Capricorn. Încercați să nu mai fiți persoane toxice, să nu mai fiți persoane dependente, că e posibil să fie o dependență față de cineva și să aveți o dualitate. Diavolul ne vorbește că putem fi persoane care purtăm o toxicitate în caracterul nostru sau putem duce o dependență către jocurile de noroc sau chiar și către alcool. Adică tot ce nu este sănătos putem găsi în această carte.
Capricornii sunt niște persoane foarte împământate, sunt persoane foarte ok, deci cartea diavolului nu înseamnă numai rău. Următoarea carte ne vorbește despre cifra 22, succesul strălucitor. Folosește-te de fiecare oportunitate favorabilă. O putere superioară lucrează alături de tine. Divinitatea ne vorbește despre faptul că este alături de tine, cu razele lui te cuprinde și te ajută să îți găsești drumul frumos în viață, în luna mai, abundența, însă crinul acela ne vorbește despre cineva care se purifică în luna mai. Probabil că veți găsi o stabilitate în suflet, într-o relație. Haideți să vedem ce ne aduce luna mai pentru cei din zodia Capricorn. Soarele, arcana majoră, soarele, o mare bucurie, ce a fost rău a trecut. Un mare succes, un mare optimism în luna mai, o mare vitalitate, ceva foarte frumos se vede în luna mai pentru cei din zodia Capricorn. Probabil că plecați în vacanță, probabil că aveți un sărbătorit, sunt lucruri frumoase care se întâmplă în viața voastră. Veți fi mult mai optimist, mult mai idealist, veți primi o veste foarte bună în luna mai, cineva vă va suna și vă va transmite un mesaj foarte frumos. Ce ne mai vorbește aici despre această carte? Ne vorbește despre a nu mai dramatiza lucrurile atât de tare în această perioadă, pentru că deții cumva și o anxietate, nu vezi lucrurile cum sunt ele de fapt, deci le dramatizezi. Sunt lucruri care tu nu le cunoști, undeva în spatele unor situații, unei relații, nu stau lucrurile așa cum îl vezi tu. Te simți instabilă, într-o insecuritate, într-o chestie care nu este reală. Cineva este agresiv față de dumneavoastră sau încercați să evitați conflictele cu o persoană care din impulsivitate vă poate face un rău. Este o persoană inteligentă, imatură, cu o minte ascuțită, care brusc devine violent. Însă în luna mai veți deține controlul. Ultima carte ne vorbește despre un suport al cuiva, lucrurile se vor echilibra, ele vor intra într-un făgaș normal. Avem cifrele de 19, 18, 6. Însă la baza pachetului ne vorbește despre o persoană care sunteți, cum să spun eu, mai posesivi în al banului, adică fiți cumva, dați să-i sufletului ce e al sufletului, adică nu totul să-l strângeți la portofel, pentru că vin vremuri grele. Ele oricum vin și n-are rost să fim atât de posesivi. Iar în dragoste, cineva v-a întors spatele. Însă,
Această carte ne vorbește despre faptul că este, aveți o ghidare prin care pasărea de pe acest piedestal ne vorbește că intuiți că această persoană se va întoarce sau așteptați de foarte mult timp întoarcerea acestei persoane. Haideți să vedem mai departe. Aveți o conexiune cu cineva din zodie de rac sau o zodie de apă. Lucrurile nu prea funcționează bine, însă aici putem vorbi despre arcana majoră, soarele. Această persoană cândva v-a adus mari bucurii în viață. Vă doriți înapoi această persoană? Noi oportunități de comunicare? Papa, fie că se reîntoarce această persoană și decideți să mergeți la o căsătorie, să vă cununați, sau veți avea un proces în luna mai, sau așteptați o veste de la o instituție, o hârtie legală pentru a prospera într-o anumită situație. Deci luna mai pentru Capricorn este cu urcuș, cu coborâș, cu spre sfârșitul lunii mai au ceva cu o instituție, cu o hotărâre judecătorească sau o căsătorie. Papa ne poate vorbi și despre o căsătorie. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult! Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă! Eu vă aștept la etalările următoare. Dacă ai uitat să dai un like, îți mulțumesc, te pup și ne vedem la etalarea următoare.